la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Emilia, cunoaștem că e ziua dumneavoastră de naștere astăzi. Vă urăm mulți ani, multă sănătate și multe bucurii să aveți din partea celor dragi. Am venit cu aceste flori, cu o tortă, șampanie și un coș cu fructe. Toate sunt pentru dumneavoastră. Și probabil, nu știu, să vă întrebăm dacă intuiți cine a solicitat această surpriză sau dumneavoastră de acum știți. Mă gândesc că copiii au solicitat-o. Anume, poate Mizina, la Crămioară. Ne spuneți ce vă face fericită? Și mă faci fericit? Mă faci fericit să văd copiii sănătoși, nepoți, să zbor de pe mogradă, să ieși tiept, să-i petrec și să știu că la dânșii merge totul bine. Ei sunt visul, sunt realizarea vieții noastre, ei sunt tot pentru noi. Să știți că și dumneavoastră sunteți mereu în inima lor și sunteți izvorul lor de viață. Această surpriză a solicitat-o într-adevăr Mizina, fiica cea mai mică, care se închină în fața dumneavoastră și se roagă să trăiți mulți, mulți ani înainte, pentru că are nevoie de dumneavoastră. Și ne-a expediat mesajul pentru cu ziua de naștere. Ești mereu în inima mea, să știi că flacăra iubirii aprinsă de tine în sufletul meu este vie și îmi luminează existența oriunde aș fi. Tot ce suntem, ce am fost și vom fi, ție, mama, îți datorăm. Împreună cu tata, mi-ați predat curajul ca prima lecție și mi-ați oferit ca temă întreaga mea viață. Azi mă închin în fața ta, mamă, și te rog să ne trăiești mulți ani, cu multă sănătate și clipe fericite. Te asigur că oriunde viața nu m-ar duce, tu ești soarele meu, iar casa părintească e colțișorul meu de rai. Vă cuprindem în gând, dragi părinți, și cu toată inima, mamă, îți spunem la mulți ani. Acest mesaj ne l-a expediat la Crămioara împreună cu Cornel. Este pentru dumneavoastră, doamna Emilia. Și ne spuneți dacă v-ați așteptat la această surpriză din partea fiicei. Nu ne-am așteptat, ei și fac tot în secret și într-adevăr vreau că doresc ei ca să fie o surpriză pentru noi, dar le mulțumim din suflet și lor și la Crămioara și la Cornel și ceilalți noștri, Dragoș, Natasha, nepoței Sabin și Bogdan și celor de peste hotare, Doina, Dima și nepoței Ionuț și Marilie. Ne bucurăm foarte mult de dânșii. Ne bucurăm de succesele lor și vrem să știe mereu că casa părintească îi așteaptă să îi întâlnim și să îi petrecem cu mult dor și dragoste și să ne fie ei bucuria vieții noastre. Doamna Emilia, să aveți parte de cât mai multe clipe fericite, dăruite din partea copiilor și a celor dragi. Alături de dumneavoastră este soțul, cel împreună cu care pășiți pe drumul vieții și ați crescut și educat așa copii minunați. Dumneavoastră îi spuneți orarea soției? Deci vreau să mă opresc la asta. Ceea ce am dobândit noi până la moment de față în viața noastră, am stăruit din ambele părți. Cum și este vorba din bătrâni, 7 ani de acasă ca să-i dai la copii, asta e o foarte mare stăruință și nu să uite treburile astea. Cum îi dai stăruința 7 ani de acasă și ei vă-și primi și întotdeauna au succes în lucru, stimă în lume, noi de astăzi ceva ne bucurăm. Deci împreună cu Milia, soția, am dus viața care și cum eu pe drumuri dumneai acasă, copii, la grădiniță că a fost, lucrătoare acolo. Și m-am bucurat întotdeauna, deci și când vinem acasă, eram întâlnit ori în ziua, ori noaptea, cu suflet cald, cu vorbă bună, dulce. Deci și de copii ne bucurăm, la moment de față, că necătând ei nu-s cu noi, dar ne bucurăm că auzim multe de toate de dânșă, vorbe bune și cele care au succes în viață.
În ziua de azi care o întâlnim pentru ziua de naștere soția, mă bucur că am adus o bucată de viață până mâine de față împreună. Ne rugăm la Dumnezeu ca să fim mai departe împreună și fără, după cum se numește vorba, fără boli, să ne dea Dumnezeu sănătate multă și ne bucurăm, să ne ajute, să fim în așteptarea copiilor, nepoților, cât o înșiși am putea să trăim la mulți ani, mămică dragă. Se spune în, la radio, diferite vor, știi, salutări, felicitări, un buchet de flori la moment de față, la ziua ta de naștere, dar la acest buchet de flori, să mai adaug o florișică la mulți ani. Cum să adaug florișica asta într-acest buchet, să se adaugă Dumnezeu multă sănătate, să ai bucurie de nepoți, de copii. La mulți ani! Хочу поздравить свою дорогую соседку с днем рождения. Хочу пожелать здоровья, в первую очередь здоровья, счастья на долгие годы. Здоровых детей, внуков, чтобы они только радовали. И много-много лет впереди. И чтобы удача всегда сопутствовала. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimica, numai pragul să-i elecam. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimica, numai pragul să-i elecam. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mamă-i mamă cât e lumea, mamă-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. De s-ar vine lume zile, să pot cumpăra cu bani, i-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. Mamă-i mamă cât e lumea, mamă-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mamă-i mamă cât pe lumea, mamă-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.